Unde am căști? Unde am căști? Să nu țipi! Bine, bine v-a regăsit, dragi oameni, la un simplu podcast cu Bordea și Cortea din nou împreună în Bucureștiul acesta minunat în care am revenit. De ce l-ai pus iar? Se văd? Se văd figurinele astea aici? Se vede aici, da. Se da? Vede. Se vede? Da. Așa suntem noi doi. Uhum. Și asta e Călin Crețu, impresarul, tata la bani, tata la show-uri. De ce nu pui show-uri? Mă rog, ce nu pui? Bacroni! Bine m-am găsit. What the fuck? Doamne, scuze, Călin. Doamne ferici. Iată cum era Dumnezeu cu Mihai Viteazu. Oh, scuze. Ce urât. Bă, am observat venind din minunata Morlacă, unde temperaturile sunt absolut acceptabile, că știi că eu nu suport. Da. Și am văzut, uite, niciodată n-am stat, de când am venit în București, ăștia 15 ani, n-am stat niciodată 4 luni aproape cât am stat acum, legat acolo. Și okay. Acum când m-am întors și căldură, mamă, simt toate mirosurile acum. Ale mirosurile tale? Nu. Nu, ale altor. Nu, mirosurile păi... Bucureștiului, mă, știi că înainte, fiind obișnuit cu ele, ești ok, dar... Tu știi că, adică dacă ți-e un căcat în frigider, nu pute, știi? Așa? Adică dacă îngheți un căcat, el nu pute, după aceea când îl dezgheți, pute. Așa și cu tine. Pare dacă... că ai făcut acest experiment și nu odată, asta e ciudat. La cât de... Nu venea să cred în continuare. Am înțeles. Ca să nu uit că sunt muritor, îngheți, am căcat. Dă-mi și mie niște... Așa și tu acum locuiești într-un congelator, nu? Semi. Nu e atât de fric, sunt 20 ceva de grade, dar nu sunt 35. Păi 20 ceva de grade, 20 cât de grade? Nu știu. 21 de grade? Nu, e frig, nu? 25, 20. Seara e frig? Seara, da, seara. Da. Fucking shit. E fain. Păi vezi? Ce fain e. Vezi? Aseară, de exemplu, aici în București, la oraș, era foarte cald. Înțelegi? Adică zi am deschis geamurile, ceea ce a făcut... A fost propice, practic. Propice? Propice zbieratului unui copil dimineață. Acum au dispărut, ce-i drept. Au dispărut? Nu. Au dispărut bormașinile. Bormașinile. Și au apărut copiii sugari. Cumva, cam pe acolo. Iar înțelegi? Începem. Bă, dar serios. Iar asta, începem. Dar nu-i vina părinților, Doamne ferește. Clar nu-i vina morților copiilor. Morților, dar copii. Dar nu, serios. Clar nu-i vina copiilor. Să-mi bag cel la că-i vina copiilor. Chiar stăteam în balcon așa și fumau o țigară liniștit și auzeam cum părea torturat. Deci părea torturat. Dar după aia m-a gândit așa. Bă, tu îți dai seama că ființa aia, ea țipă pentru că țipa la modul, da bagă-mă înapoi, așa auzeam eu, da bagă-mă înapoi, dar era mult mai bine acolo, dar aici îmi ies dinții, ce-i cu stomacul, faci ceva stomacul, colici la stomac, da, nu? Da. Așa, de ce n-am preferințe muzicale? De ce n-am... Sau uite, eu de ce nu pot să merg, de ce trebuie să stau doar pe spate așa? Înțelegi? Vreau șpriț! Exact, adică vreau... Voi de ce vă bucurați? De... Ce înțelegeți voi din Netflix? M-a căcat pe mine! Jur că așa e! Mărci, cât de scris! Jur că așa e! Tu dacă eu te-aș lega de pat, așa te căca pe tine și s-ar curge bala și ar trebui să te hrănezi când ți-e foame, dar tu nu poți să spui că ți-e foame. N-ai țipa? Da, nu păi știu. Păi vezi? Ce dracu? Dacă nici eu nu înțeleg copiii, cine să-i înțeleagă, mă? Ce drept. Numai că ăla țipa de am vrut să chem protecția copilului, vorbesc serios. Pentru că am mai auzit țipa de copil, dar ăla era absolut ciudat. Păi, nu, bă, copii, uite, acum urmează și la mine următor. Poți să mă joc Warzone cât vorbești? Mai am un pic să-mi fac sniperul de aur. Zi de copil, mai vine unul, nu? Da, play. Și mai vine unul acum și am uitat perioada aia de... Deși mi-aduc aminte... Am poze, știu că îi făceam special poze. Ai poze când plângea? Da, ca să mi-aduc aminte, pentru că... Fii atent, eu mi-aduc... Nu, serios, nu multe așa, dar era drăguță când plângea, era supărat așa, dar nu ți-aduce aminte de chestiile nașpa din trecut, știi? Aha. De obicei creierul încearcă să le șteargă și așa. Și... Ai poze doar cu chestiile faine și alea îți rămân în cap și ce fain era. Stai un pic, era și nasol, știi? Și atunci am pozele alea și mi-aduc aminte. Ah, fuck me, dar chiar cum urla în ultimul hal și nu se calma de nicio formă, frate. Mă, e o perioadă, dar uite, fiimea, de exemplu, n-a plâns foarte mult. A avut o perioadă foarte scurtă. Colicii, nu, asta a fost ok. Dacă dai doar colicii? Da, colicii. A fost super ok colicii. Îi știam, erau da. Acum vorbeam cu micuțul zilele astea, că așa. Se uită la poză cu fata ta.
E nașul, e nașul ei. A fost acolo la botez, a, a ținut-o în... Da, stai așa, stai. Stai. Uita la poze cu fata ta. Asta e nasol, bă, că... Demonetizare! Nu, mă, dar exprimarea asta nu sună deloc bine. Când odinioară chiar suna ok, când venea la cineva în viză, zicea... Da, mă, dubioși, asta e nasol, dubioșii au făcut atâtea chestii, da, serios, că nu mai da. Poți să vorbești, pentru că sunt oameni dubioși, exact. Cretini și cu probleme. Exact. Au făcut tot, nu mai poți să fii nici... Nu mai poți să zici glume despre bă, rasism... Așa, lasă, nu le nominalizează, lasă. Nu mai poți să faci glume. Au stricat dar tot. Dar nu poți să zici asta, uite, micuțul se uită la, la poze cu fata. El e și foarte mare, ai impresia că ar mânca-o la o masă. Și mi-a zis o chestie foarte interesantă, presupun că tu ai observat-o că ești acolo cu ea, stai cu ea. Eu, mi se pare ciudat că tata stă cu copilul, că la mine, da, asta ziceam, înțeleg, da, da, da. Și zicea că Luna, fiică ta, a îmbrățișat cu totul țara, adică se simte mega bine acolo și, da. Și reiese din poze cu cât de bine se simte acolo, adică pare că doarme cu miei, pare că... Da, și de câte ori miei fac bea aia, tăcerea mieilor. Adică pare că ia pisici la sub braț, cară câini pe acolo, chine, știi, câini, ce, da. Face gropi, mănâncă cartofi cruzi din grădină. A săpat, mi-a umplut ușa de pământ la un moment dat, da. Îi priește, dar se și lovește, zice, e vârătă, mă, mâncați-a și ochii de... S-a lovit acum, a văzut ce înseamnă să stai în spatele bicicletei și a băgat săraca din greșeală la spițe o parte și s-a julit rău, tu grav. Tu în spatele bicicletei? Dar nu eu, am mers cu verișoara de-a mea, nevastă-mea, n-a știu, nevastă-mea pentru că nu merge pe bicicletă, nu știe ce înseamnă să mergi pe bicicletă și cât de periculos e să stai în spate dacă n-are scaunel din ăla și i-a părut rău, dar s-a julit un pic la picior, mamă, săraca, dacă n-am plâns, mama deci mea. Voi aveți o experiență practic la țară originală, nu? Adică de aia exact cum trebuie. Doar cu pentru internet că... de mare viteză. Acum mă enervează o chestie de ceva timp, cum caută oamenii experiența aia rurală ca pe vreo... Și-au făcut unii care se vede după față că sunt cu dacii. Aia. Deci eu când iau pe ăștia cu dacii, cu vorbea, vino la noi să vorbești cu lupul! Mă, dă tu... Da, vorbește cu pula mea! Păi și-au făcut să vezi niște ca... Și-l vezi pe el așa, știi, cu brâu de ăla, de piele, unde vezi care are telefonul. Scuze, ai un charger. Da. Ai un charger. Are încărcător pe partea asta, pula. Și-l vezi cu plete lăsate, omul studiat, l-am văzut la știri, un om studiat așa, cu plete, cu barbă, tot, tras la slană, știi? Nu era la sală, era tras la slan, așa. Și vorbea cum vorbeau dacii, că de sus, așa, știi, că veneau dacă, veneau un dacă, îți vorbea de sus, așa, indiferent. Unde mi iru de buze? Și se vedea pensiunea lui acolo, avea, a colecționat, ce-i drept, omul a colecționat de-astea vechi, paturi. Și-o am de-astea. Ok. Eu că și-o vreau să fac o pensiune cu chestii de genul ăsta. Băi, dar, dude, dar stai așa, băi. Dar cu televizor. Aia zic. Adică dă-o în slobozie dacă te minte. Deci, trebuie Netflix. Trebuie adică Netflix, dă-mi dracu un pat matrimonial cu o saltea dormeu, cu o, să mă simt și eu în 2020, că până la urmă afară, că mergem și vizităm o vacă care e mulsă, că bei un lapte cu păr, că dracu să mă ia. Ochi-dochi, înțelegi? Dar dă-mă o condiție. Păi da, eu bă, dacă faci așa, păi, uite, mi-a venit idee de business atunci să facem altfel. Nu pe vremea dacilor. Să facem în epoca de piatră. Da, bravo, stai. Exact. Tată, hai cu aia. Jet. Hai cu aia, așa. Nu ai mâncare, mergi exact. Frumos la vânat cu arcul. Hai cu aia. Poate te mănâncă animalul, poate exact, nu te mănâncă, exact. Aia e viața. Dormi pe piatră. Mănânci mănânci, exact. Mănânci ce prinzi. Da. Prinzi o răceală, o mănânci. Exact. Vii acolo cu toată familia ta în pula goală, după aia îți confecționezi tu hainele. Exact. 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 Așa, hai să ne întoarcem, dracu. Hai să dacă vreți experiențe. Hai să vedem care e mai șlecher atunci pe trăit ca pe vremuri. Hai să facem. Hai să ardem vrăjitoare. Duminica. Hai să trăim ca înainte de Big Bang, dacă tot o ardem în pula mea. Hai să nu mai existăm de loc. Hai să luăm niște malaci, îi îmbrăcăm un dinozaur și vă aleargă prin curte pe acolo. Te prinde Emily pula. Nu, bă, e fain, e fain. Nu e fain, e drăguț, mă, stai, hai bă, să, e drăguț, hai să e facem. Drăguț. De ce nu facem mă pensiunile tematice cu Iisus, înțelegi? Hai să răstignim pe Iisus în fiecare duminică la pensiunea Jesus. Exact, hai. După aia să regretăm.
da, hai să facem. Hai să facem pe ciumă. Vreți să repetăm ciuma? Hai mâncați să facem asta. Mă mor. Deci să-mi apă la... Înțeleg. Înțeleg să ai un cadru pitoresc, să nu știu ce, să păstrezi anumite chestii, să duci oamenii pe acolo să vadă, să... Aha, bă, da, când e de asta cu fă-ți singur pita. În pula mea, fă-mi pita, că ți-am dat 30 de milioane. Vreau pâine. Da, asta mi se pare tare. No, mă rog, repet, eu sunt mai legat de natură decât domnia ta, o ignori în ultima vreme. Nu dar știu eu de ce. Nu, ce ignori? Eu natura? Ignori eu natura. Da, frate, eu ignori. Eu ignori natura. Toată dar ea nu mă ignoră pe mine. Și-a bătut joc de tine, că, natura. Ia uite ce mi-a făcut natura în frunte. Așa, mie mi se pare tare, uite, de exemplu, să înveți. Că fiimea e la, mă rog, înainte de pandemie, acum nu mai e, dar... O să fie la grădinița Waldorf. Așa, mă rog, e da. Tot pe pagina. Alu Harry Potter, așa sună. Da. Și învață să facă pâine, de exemplu, acolo. Okay, mi se pare da, super da, tare. Da, e, da, chiar da, super. Da, și da. Tu, de exemplu, dacă ești un ITist sau un ceva, care n-ai avut niciodată legătură cu aia, trăi doar la oraș și vrei o experiență de gen, bă, cum mor ții să faci, mă, dar pâine? Dar tu știi că... Mi se pare super tare. Da, mă, dar te uit... Adică, stai un pic. Eu ar trebui să-mi dai un chestionar, să bifez ce vreau să fac, știi? Și le fac. Pune omul pe cal, du-l un pic așa, știi? Poartă-l pe acolo, să stai și-l luată în șac. Păi nu cred că-l obligă. Fă-ți pâine! Nu cred că... Adică... E, dar dacă ăla așa părea că... Fă-ți pâine că trag putut în gură. Adică sunt niște condiții exagerate pe înapoi, cum ar veni, știi? Adică hai să trăiți exact ca atunci. Uite, dormi pe... cum se numea aia? Pe piei de pulă! Am recortat 70 de piei de puli să dorm pe ea. Ce tare ar fi casa așa. Să ai patul de... Să ai cerceam din piei de pulă. Aoleu, casa ești gura ta. Da. Cine scuze? Scuze. Aoleu, da. Așa. Nu, dormi pe scândură de aia, cum dormeau bunicii noștri. Păi am dormit 9 ani. 9 ani am dormit pe scândură. Da, bă, aveam, nu vreau să dorm pe scândură, dude. Dude, eu vreau și eu. Dă-mi o dormeo, dracu. Dă-mi un Alexa, închide lumina. Trăim ca dacii, adică, dar Alexa... Până la urmă și până la urmă... Da, unde e Alexa? Înțeleg că sunt familii care trăiesc doar la oraș, nu poate n-au bunici la țară, că și bunicii sunt la oraș, nu știu ce, și vor să încerce o experiență rurală. Dar când dau 40 de milioane și trebuie să mulg vaca, hai, care bă, vaca fine. Costă mai puțin decât am plătit eu... Nu, cam așa. Ia-ți-mi pula mea o vacă, tu te cumpără-ți o vacă, o mult de trei ori, vezi care treaba. Nu, mă, e fain, serios, tu zici asta, glumesc, dar știu. Foarte multă lume apreciază și eu când o să vreau să-mi fac și o să am timp să-mi fac agropensiune, o să fie ceva de genul, dar nu din neapărat, punctul... o să fie la modul să te duci dimineața să iei ouăle de la găini. Ah, da! Da, să-ți faci o omletică, exact, exact, să-ți iei da. Salata din... Da. Nu să-ți faci tu omleta. Nu. Adică tu te duci și iei ouăle. Adică nu fuți găina ca să facă ouă. Nu, 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 păi nu, nu. Tu te duci, iei ouăle și vii acolo în bucătărie. Bucătăria... Nelului. Nelului, așa. Slană... Și zici, dai sărumâna ca pe vremuri, sărumâna doamna Maria, v-am adus ouăle. Poți să vă zice, dau ouăle mele? Dă-le încoace, puiule, știi? Și după aia, dacă tu vrei, stai acolo, auzi o poveste cum s-a cunoscut bă, ea cu soțul ei. Bă, dar e să-ți faci, bă, da, tu ești să mă... Mie-mi place să... Ție nu-ți place să-ți faci o omletă? De cum ce? Ce nu înțeleg eu e următor. De că... ce să plătesc eu 40 de milioane să mă duc undeva și să fac... Chestiile pe care pentru le fac că, oricum acasă. Pentru că vrei doar să că simți, pe nu, vechi. Păi nu, pentru că vrei să simți, poate, repet, vrei să simți chestia aia un pic. Să te reconectezi un pic cu natura, cu rădăcinile, mă rog. Bun, le facem așa. Oamenii se duc să scoată cartofi, știi? Tu stai pe un șezlong, că tu ești în vacanță, sau stai pe un hamac, da? Și oamenii când trec pe acolo zic, mă, vrei să vii să scoți și tu cartofi? Și tu zici, nu, ok, ne vedem mai încolo. Adică, știi? Mie, da. Sincer, acum, fără căcat, mie mi se pare o idee foarte bună, nu de alta, dar dacă, de exemplu, ai pământ mai mult, așa, tu îți faci pensiune chipurile ca să experimenti, dar pula, îi pui pe ăștia să-ți facă toată treaba. Mi se pare super tare, gratis, și îți mai așa dau și bani. Așa pare, așa pare. Dar nu, dar mi se pare super tare exact. Ideea. A, bă, vreți să mulgeți vaca mea? Păi stai că vă costă, știi? La modul ăla. Super tare. Așa pare. Bă, trebuie să recoltăm fânul. Hai, la pentru coasă. Mine, pensiune agroturistică înseamnă și să-mi duc copilul acolo să vadă anumite animale, să vadă cum se face o chestie, ca să înțeleagă de unde vin cum lucrurile. Cum se fut vacile. Cum se fut vacile, cai, exact. Vezi că atunci când se fut cai, nașul. Eu crede-mă, aia a fost experiența mea de educație sexuală pe care am primit-o de la taică-meu. Asta a fost. M-a dus cu iapa la montă.
Săraca, Doamne. Bă, atâta mă era. Bă, atâta era, mă. Și m-a, deci m-a frustrat atât de tare. Atâta m-a frustrat de tare. Doamne, ferește. Eu nu niciodată l-am înțeles. Bine, acum vorbim de anatomie penisului calului. De ce e atât de mare? Că a dracu Dumnezeu bunuță i-a pus lui doamna trompele uterine deoparte. Serios? Păi altfel n-are sens. Păi de ce ar avea atât de mare altfel? Păi la vac... Și vacă, n-ai văzut când se seminează așa, bagă la toată mâna el la mor. A, bravo, mă! Da. Păi ești deștept. Și pe noi ne-a frustrat că nu putea să pună dreptul la intrare toată treaba. A, deci stai un pic. Faptul că noi avem puții mici înseamnă că e vina femeilor, că au trompele... Că departe. Trompele departe. Nu departe, aproape. Da, nu, de... Păi tu dacă... Păi tu dacă... Îți departe și trebuie să fie lungă ca să ajungi la ele. Păi nu, mă, la cal. Hă? La cal. Da. Păi la noi oamenii, avem puții mici... Pentru că femeile au trompele mai încoace. Nu, eu ziceam că oricum le avem mici pentru că de departe sunt trompele lor, în sensul ăsta ziceam. Nu, mă! Da, mă, înțeleg. Adrecu, că puteau să aibă trompele în gât să păi ajungă... Și atunci, cine a fost făcut prima? Aici ajungem la concluzia... Pula sau calul? Nu, pula sau femeia? Nu, mă, nu. Dacă a fost... Din nou, doar calitate în pizda măsii. Pentru asta am venit la București. Să facem... Bă, tâmpitule, dacă a fost făcută prima femeia, așa cu trompele cum le-are, dar cum le-a lăsat Dumnezeu. Și după aia a fost făcut bărbat. A zis, bă, n-ai, că n-are ce unde să înțelegi, dă-i mică, că uite, cum e pus prea să aproape. Să testeze, știi, că parcă Dumnezeu îi lua așa, ia. A, n-ajunge, stai să o... Ok. Eu cred că a fost. Ar fi absurd. Ce? Acum, știi, după ce am hulit eu dacii, așa să zic, că ar fi absurd să fie o chestie de evoluție. E clar Dumnezeu care făcea cu figurile așa. E clar, n-are cum altfel, n-are cum. Păi și, păi și ăștia care au... Dar nu, dar înainte, dar unde... Fii că asta să se gândească, oare unde eu pun? Unde să-i pun vaginul aici? Nu aici? Să știi. Mm-hmm. Să știi. Ok. Și eu aveam o teorie la un moment dat. Și a fost și pervers că i-a pus și cealaltă gaură aproape de prima, ca să zică. No? Just for fun. Poate că ratează prostul. Just for fun. Hai că o să fie multe scandaluri aici lângă. Eu cred că la început oamenii doar transpirau, știi, așa, eliminau toxine și chestii, înțelegi? Și de ce? Și iarăși, de ce i-a dat dinți femeii? Păi de ce are dinți? Păi, aia e, că nu trebuie să aibă dinți, ca să poată... Oh. What the fuck? Vezi că eu am dezvoltat o teorie la un moment dat. Glumim. Și e glumim, foarte bună. Glumim. Teoria e felul următor. De ce bărbatul are cea mai sensibilă parte a corpului, ouțele, așa, atât de expuse? Adevăr. Și spun de ce. Pentru că, fii atent, că nu-s prost. Când Dumnezeu l-a creat pe bărbat, l-a făcut cu ego-ul foarte mare. Adică și cu capul mare. Da. Și cu și foarte excitat. Înțelegi? Și el pe acolo umplă și futea tot ce prindea. Înțelegi? Luat-o a zis, căcat, trebuie să-i dau o slăbiciune. Și a pus alea acolo. Înțelegi? După aia a chemat-o pe, femeie și a zis, înțeleg, iartă-mă. Căcat, nu mai nici să fac. Dar vezi că ți-am pus acolo un switch. Când e ceva, când te deranjează, șută în coaie. Ai văzut că dacă îți dă un șut în coaie, gata, se oprește tot, cade sistemul. Să-mi va pula, cade routerul, cade tot. Se stinge lumina. Exact cum se ia lumina în cartier, așa, tum, gata, cade. El normal e protejat, susținând teoria darwiniană. Așa. Că noi dacă, când mergeam în patru labe și așa, era ok. Erau în spate, tu erai în față, adică nu erau atât de expuse cum sunt acum, de când suntem bipezi. Păi și dacă mergi în patru labe, tot expuse sunt, nebunule. Poți să te lovești de pietre. Așa s-a ridicat. Problema e că mi-am imaginat cum mergi pe... Au, au, pau. Așa... trebuie să asfaltăm aici, să mă rămâsă. Așa s-a ridicat omul în două picioare. Da, pula, eu Mircea, eu evoluția e din cauza mulțumită coaielor. Deci, ăsta e sketch. Eu nu mai merg așa. Eu nu mai merg, deci treaba voastră. Și de câte ori se lăvea cu coaiele, a futus morții mătifirea, a futus morții mătifirea.
tare fain, trebuie să asfaltăm, trebuie să asfaltăm. Deci dacă vreți să rămânem în patru labe, asfaltăm. Dacă nu, evoluăm. Și au zis românii, evoluăm. Evoluăm. Mai ușor învățăm cât durează, câte sute de mii de ani să mergem în patru labe. Da. Cât costă? Nu, hai, nu, evoluăm. Decât să facem autostradă. Incredibil. Mai era o teorie care noi am fi, acum vorbeam cu nevastă mea zilele astea, cum că noi am fi și vine și mă întreabă căcatul. Lasă-mă în pace, așa. Că noi am fi o simulare. A, zicea asta Elon. Elon Musk. Ei, și eu o contraziceam pe nevastă, mi-e foarte ușor să o contrazic, foarte ușor. Dar ți-e place de-al dracu numai ca să enervezi lumea, contrazici de multe ori fără să ai argumente. Am argumente. Pe aia m-a contrazis și m-a convins. Așa. Argumentul meu era așa, că dacă noi suntem o simulare, da? Așa. Deci sunt niște extraterestri care tu ești cât un avatar la fiecare sau dacă sunt extraterestri arabi care au bani și au luat mai mulți, nu? Care au navele în formă de cămile în pula mea. Așa mă gândesc eu. Și cu turbane deci, de ele. Deci o altă specie de pe alt planet, dar arabi, care au bani, înțelegi? Și au luat mai mulți. De aici vine și familie de Pentecosta, că am văzut că sunt mulți. Deci noi dacă am fi o simulare. Calitate. Deci dacă am fi o simulare. Noi dacă am fi o simulare, când vezi o familie cu mulți copii, ăia clar sunt controlați de extraterestri arabi că au bani, înțelegi? Da, și au mai multe avatare. Avatare, da. Ei, aici vine problema mea, fii atent. Dacă fiecare extraterestru are cât un avatar pe care îl controlează să vadă care e treaba cu el, da? Ce se întâmplă? Explică-mi homeleși. Homeleși? Homeleși. Homeleși? Homeleși, bă, ăia. Zboți. Ce boți? Îți boți ca să umple lumea. Nu știi când e jucai Counter-Strike sau așa și nu erau destui jucători, îți băga automat jocul boți. Sau uite cum ești tu. Da, stai un pic. Cum ești tu când joci GTA sau așa? Da. Ăia sunt făcuți de calculator, cu care să interacționeze în ei, să te enerveze, să te facă să iei decizii. Na, păi și ăia. E imobilă. Păi da, dar se presupune că fiecare... Să nu, n-am zis că boschetare, eu zic în joc, să nu. Lasă-mă că se înțelege. Nu se, aici nu, facem o chestie. Sunt ființe vii, pe lângă asta cu coborâți-vă așteptările, trebuie să mai facem un jingle cu nu luați din context, nu luați din context. Așa, deci atent, nu se presupune că sunt boți, nu. Se presupune că fiecare extraterestru are cât un om pe care îl controlează, dar e creat cumva de el. Păi poate n-au avut bani, ales, cum zici tu, fură tot. Poate e un român care n-a avut bani de avatar mai scump și a luat un din ăsta. Păi și de ce? Păi ce faci cu el? Că asta e toată treaba, că asta vorbeam cu nevastă. Ce faci cu homeless-ul? Ca în Sims, încerci să te chinui să-l crești cumva, să facă păi bani. Păi nu-l crești, păi asta e toată treaba, că dacă el e deja un rolac, tu nu-l mai crești. Plus că tu nu poți să intri cu el în supermarket, păi, dar nu poți să intri cu el în mall. Cu el. Păi, eu, dacă e să fie simulare, mă gândesc că e așa, o iei de la început, de când e bebelul, ca la Tamagotchi, din ou. Îl iei din ou și îl crești. În funcție de cum îl crești, ajunge așa, ajunge homeless sau ajunge așa. Păi și cum ți-l traumatizează alții? Că și aici e o treabă, înțelegi? De exemplu, tu ți-ai creat un bot de mic, da? Așa, după aia, ceilalți boți care, așa, l-au părăsit pe botul ăsta mic, da? Și botul tău ajunge la casa de copii. Deci, câta simularea de proastă să fie ca ăla pe care îl controlezi tu să îl bagi la casa de copii și acolo traumatizează toată lumea, după aia ajunge afară și ajunge în stradă și după aia ajunge homeless, înțelegi? E, explică-mi tu mie asta. Păi, dar stai un pic, uite, de exemplu, cum noi jucăm Modern Warfare, da? Warzone. Da. Și tu, de exemplu, joci foarte prost. Adică, din opțiunile pe care le iei, în timpul jocului ajungi să fii... Păi da, și te ești prost. Și personajul meu intră la casa de copii după fiecare joc. La gulag, da. Adică voi vă duceți fiecare vorcat în mașină și eu am o pungă așa. Mă cac în stradă, înțelegi? Și mă duc în parc. Probabil sunt avatare pe care le-au lăsat. Nu le-a mai plăcut. Asta e, bă, că ești deștept să-mi va pula. Asta a zis și nevastă mea. Că fii atent, dacă noi am fi o simulare controlată de extraterestri, homeleșii sunt boți pe care ăștia nu-i mai controlează. Dă-te în pana mea ce dita teoria, înțelegi? Da, frate. Pentru că eu am intrat, de exemplu, o dată în Second Life. E un joc și mi-am creat un avatar. Ei, și pe acolo, pe în lumea aia unde am intrat eu, erau și oameni care stăteau așa, știi? Ai oameni, mă rog, avatar. Da, dormeau. Ei, dormeau că nu-i controla nimeni. Ei, acum avatarul meu... Știu ce făceai. Nu vin o coafie. Nu, că nu poți le faci nimic. Ei, avatarul meu acum e la metrou. Să nu ca oamenii cu bani metrou, în tine. E la metrou în Second Life. Deci asta e teoria, bă.
Înțelegi? Eu nu credeam în extraterestrii care ne controlează, dar acum că am vorbit și cu tine, e uite că... Uite că... Dar nu neapărat că ne controlează, ar trebui să fie chiar tot alți oameni la un nivel atât de avansat al tehnologiei și a psihicului, în așa fel încât poate să se joace cu noi cum vor ei. Deci de tu crezi că un extraterestru stă și te trimite pe tine la Morlaca să mănânci slănină? Mai rău, tu crezi că doi extraterestri stau acum și fac podcast-ul? Și vorbesc căcaturile astea și la modul, oh my god. Și toate avatarele care se uită la noi, what the fuck. Exact. Dar pe de altă parte, dacă stai să te gândești câte tâmpenii sunt în lume în ziua de azi și câte căcaturi se întâmplă, zici, bă, dar nu-i chiar așa de... Adevărat, noi doi și oamenii care se uită, noi am fi controlați de niște extraterestri care stau în Amsterdamul lor. Înțelegi? Toți oamenii, toată comunitatea asta, sunt extraterestri care au fumat cu toate patru mâini, așa, cred că au patru, șase mâini, habar n-am. Așa, dacă smiri apoz, au băgat toate joint-urile. Dar nu știu ce faci tu acolo, dar numai joint-uri nu bagi așa. Așa. Amintiri din copilărie. Cu Bordea Cătălin. Aha. Înțelegi? Și după aia au zis, frate, au început aia simulare. Așa suntem noi. Coaie, da, bravo. Se baza pe o teorie foarte ok vis-a-vis de cât de evoluată e lumea digitală și vizual cât de evoluată. Uite, și în jocul ăsta pe care îl jucăm noi și da, e fabulos da. Cât de bine se vede. Uh-huh. Și evoluează de la an la an atât de puternic, adică fiecare fir de iarbă care crește, care îl bate vântul, deci e studiat și o să fie din ce în ce mai nu o să poți să distingi realitatea de virtual. Acum, teoria tu crezi că sunt extraterestri care s-au întâlnit ăla care te controlează dar pe tine? Dar nu neapărat că te controlează. Cu ăla deci, care controlează pe nevasta. Dar e vorba de simulare acum. Nu neapărat de avatar, ca în film avatar, controlezi pe cineva. Aha. Pur și simplu, de exemplu, poate să fie ca un joc de strategie, da? În care tu îți construiești un oraș, dai țăranului, tu faci asta și ei pur și simplu fac, nu trebuie să-l controlezi pe fiecare individual. Tu coelezi o societate. Și de acolo ei se evoluează ei, nu? Da, e că tu ai putea verifica, de exemplu, e ca, cum să zic, ca un, cum a făcut și ăștia, ăla de acceleratorul de particule, știi? Ca, e da. Ca un experiment, să zic, bă, oare care e varianta mai bună? Și mă gândesc că poate sunt milioane de simulări de genul ăsta, știi, în care noi suntem una, noi suntem și cineva observă care evoluează mai ok, care e pe calea bună și zice, ok, atunci facem cum au făcut ăștia. Știi? Păi și noi. Că poate ei, de exemplu, ăștia care au făcut simularea sau așa, poate nemuritori sau spune. Deci tu vrei să-mi spui mie că simularea România n-are update-ul făcut, de n-are străzi, are, din când în când are bug-uri cum ba e nu. Dragnea, adică... Din când în când. Deci gândește că dacă cineva a lăsat calculatorul acum aprins sau să mănânci, le-am dat voie, cine pula mea e vulpița? Oh, și Fiorel, bă. Și a zis, alo, coet. Am niște virus. Am un antivirus. Trebuie un antivirus, dracu, că... E ce amuzant ar fi să mă apără. Am înțeles acum, gata, am înțeles. Da, mă, suntem inteligenți, bă. Mega inteligenți. Aveți atât de noroc că ne aveți în viața voastră și că vă uitați la noi. Doamne, bă, vă invidiez. Hai de pula mea, dar eu o să mă uit de acum încolo la podcasturile noastre. Eu nu mă uit niciodată. Eu o să mă uit, frate, pentru că avem atât de mult. Și apropo, vreau să promovez o carte. Cine s-a aștepta la asta? Wow. Cine s-a aștepta? Wow. De la paturi din piele de pulă, cine s-a aștepta? Bun, cartea se numește Istoria Megalomaniei. O să citești tu, cred, când o să înveți. Când avatarul meu o să zică gata, frate. Băi, este extraordinar, crede-mă, este extraordinar, da? Jur. Deci de mult nu am fost atât de asumat de o carte. Îți prezintă fiecare dictator de ăsta, crazy motherfucker, care a dezvoltat un cult al personalității. Sunt și preoți pe acolo, să vezi. Funny mei. Exact. Una o zic, că după aia puteți citi, sunt mulți. Dar una care mi-a rămas în cap, excelentă cu ei. Nero, știi pe Nero? Da, Nero. Ăla de Burning Rome, Burning, exact. Știi, de face așa. De I don't like Christians. A dat foc la Roma că... What the heck is going on? El a fost pus, îl chema Caius. Nu-l cheamă Nero, și a zis el, știi? Așa, zis singur. Cum e Fuego, nu-l cheamă Fuego. Nici pe mine nu mă cheamă Nelu.
Te cheamă Sebastian pa, mă cheamă Ioan Pangelescu. Mihai al III-lea. Dar el prea vrea să fie împărat. Deci n-avea nicio treabă cu asta. La un moment dat l-a prins. Înțelegi? Ce vrea să fie el? Ghici. Eu n-am știu cu aia să-mi apula. Juggler. Nu, DJ. Vrea să aibă emisiune la Kiss FM asta. Vrea să fie actor, bă. El în sufletul lui era actor. Ieșea pe străzi de sculț, făcea personaje, lumea lui iubea foarte tare. Și când s-a lansat el, când și-a făcut lansarea în teatru, a anunțat-o, a umblat pe acolo prin orașe tot felul de ăștia care cu 3 săptămâni înainte spuneau: nu o să vă vină să credeți, omul e nebun, deci o să vedeți. Au venit 50.000 de oameni acolo. A vorbit cu toți influencerii să vină la el. Să 7 zile a durat cât a jucat el. A jucat, a cântat, a dansat, a făcut toate artele. 7 zile, oamenii n-aveau voie să plece de acolo, înțelegi? Era împărat în pula mea. Era untold, gen. El locuia pe scenă, mânca pe scenă, se căca pe scenă. Acum el făcea... dacă faci mișto, dacă... Vorbesc serios, deci vorbesc serios. 7 zile trebuia să dea oamenii acolo să vadă cât de superb el, și înțelegi? Aveau de-astea cu jetoane să-și cumpere mâncare. Erau mai multe scene, era... Grafix XL, Spike și Nero. Era doar el. Doar Nero. Ok. Gândește un untold cu Ceaușescu, cam asta e, înțeleg? 7 zile de congres. Doar că ăsta cânta și era talentat, să mă apul, adică oamenii care erau stat acolo, bine, au murit mulți și au și murit, că s-au călcat în picioare, nu au mâncat, n-au băut. Mă rog, asta e partea nasoală. Ok. Ei, dar fii atent ce a zis omul când s-a sinucis. Deci atât de tare credea în el și în cultul lui al personalității, încât când s-a sinucis... Deci ultimele tale cuvinte, știi? Nu mă piși pe aia, a făcut, știi? A zis: Doamne, ce artist moare odată cu mine! Tu te-n pula mea! Coaie, deci ăsta e cultul personalității adevărat, bă. Bă, deci când mori, să zici: voi nici nu știți ce pierdeți în momentul ăsta. Bă, băieți! Băi, eu îmi tai gâtul acum, voi... Deci nu. Doamne ferește. Asta e ca aia cu Tupac, nu știu dacă am zis-o, nu mai știu, Tupac, după ce l-au împușcat ăștia și a mers un polițist la el, era jos, ultima lui fucking resurgere, a fost în documentar, a zis exact polițistul care l-a luat și a zis: zim cine a tras să-l găsi. Și ăsta a zis: fuck you. Pentru că el n-a suportat poliția și mai ales turnătorii niciodată. Și când a zis un polițist la ultima rând supărare să zică ce? Fuck you. Să mă apăla. Gangsta, da, să mă rămân să aică. Până în capăt îți merge așa. Da. Excelent. Oare tu ce, să zici? Tu ce o să zici când ultimul tău, ce-ar fi? Adică ai studia, te gândi înainte, bă, dacă... O să mă pregătesc. Adică o să te... Da, 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 nu o să fie nașpa că tu zici: acum cred că trebuie să zic, a, pula, ce trebuie să zic? Și ultimele cuvinte o să fie replica. Care era replica? A fost gromot. Dar serios că... Sau mai nașpa, o zici și nu mori încă. Da. Viața merită trăită. Okay, și mori. Cut, că nu se întâmplă, nu vine. Și aia, și mori. Și a zis că nu-i vine. Ultimele lui cuvinte a zis: nu-mi vine. O viață fără păr. Dar fi tare, fără păreri și lăsați, părinți. Uitați, îmi pare o idee bună și așa. Nu uitați să dați like, că merge clipul mai bine dacă dați like. Și... lăsați un coment care ar fi ultimele voastre cuvinte. Mi se pare un task foarte fain. Și poate citim. Trebuie să fie scurt. Scurt, da, da. Ceva de, na, eu 4. Vreau să mor cu un pahar de vin în mână, să zic: apă minerală. Da, lăsați serios, lăsați comentul. Eu să uit să le citesc, dar le citește Bordea. Fii atent dacă o să fie nevastă lângă mine, știi? Să beau și când simt că mă duc, să zic: gata, fă, mă culc. Sau ceva de genul ăsta, nu știu. Ultimul, promit, ultimul. Bravo, da. Să fie ultimele cuvinte 2 ani de zile. Deci promit, de 2 ani de zile ultimul. Trag să mor la 98 de ani. Ultimul, promit, ultimul. Ăsta e ultimul. 2 ani de zile. Tare. Bine. Frumos, mă bucur că ne-am revăzut. Super noitoare, cred că chiar nu ne vedem online doar. Da. Bă, tu îți dai seama că noi punem punct acum la podcastul ăsta și ce oameni... Wow. Ce,
ce podcastieni. Pupane în pulile. Ce podcastieni, wow. Pum, punct acum. Cred că mă uitam, am început să mă uit venind tot singur pe drum București-Morlaca-București, mă uit la podcasturi cu Joe Rogan. Da. Nu m-am uitat până acum și îmi pare rău că nu m-am uitat. Bă, super fucking șmecheri, foarte interesante. Și să auzi poveștile oamenilor din spatele artiștilor mari și așa. Bă, super tare, să-mi bag picioarele. Dar n-are nimic peste noi, tată. Tată, noi? N-are. Chiar am stat și m-am... Bă, noi? Am uitat să dau drumul ăsta. N-are. La ce? La cameră? Nu. N-are. Asta e problema. Bă, n-are, mă. N-are norișor, mă. What the fuck? N-are norișor, mă. What the fuck? What the fuck? What the fuck? 7.000 de euro costat asta. Serio? Ești bun. E de aia dintr-o frizerie veche la loc, cred că să fac cearele. Asta am scris eu cu pixul, dar cred că se duce. În fine. Bine, dragi oameni buni. Mulțumim din suflet că v-ați uitat la noi. Sper că ați învățat foarte multe. Nu uitați, lăsați un coment și spuneți-mi ultimele voastre cuvinte pe patul de moarte și le va citi Cătălin și poate citim din ele data viitoare. Ar fi fain, da, cu asta începem. Bine. Arrivederci. Sănătate. Arrivederci. Și numai bine. M-am pișat pe mine. Asta o să fie ultimul. Coborâți-vă, așteptările